Cu toții îl ținem minte pe primul nostru doctor, adică medicul pediatru. Specialitatea de pediatrie implică foarte multă responsabilitate, dar și empatie și acuratețe în stabilirea unui diagnostic, dar și monitorizarea tratamentului. La Superdoc îl avem invitat pe, cred că, unul dintre cei mai iubiți pediatri din România. Și stăm de vorbă cu doctorul Mihai Craiu. Mihai, onorat sincer să ne vizitezi. Salut! Unul din cei mai iubiți pediatri din România. Și nu greșesc, ai acea pagină de Facebook, Spitalul Virtual pentru Copii, unde înveți pe părinți ce trebuie să facă. Da, e o idee mai veche de-a mea, ca pediatru de urgențe, sunt în locul în care se vede cel mai clar cât e de pregătit un părinte român să fie confruntat cu boala, cu boala adevărată. Și am constatat că vorbeam chestii foarte diferite. Și am realizat că atunci când sunt multe emoții adunate, e și mai jos nivelul de înțelegere. De asta mi-am propus să fac o pagină educațională în care, pe de-o parte, să demistific câteva din miturile noastre mioritice și, pe de altă parte, să învăț părinții să fie parteneri. În primul rând, să poată decide în cunoștință de cauză și, al doilea rând, dacă tot caută singuri pe Dr. Google, să caute unde trebuie. Cum se numește pagina, mai exact? Spitalul Virtual pentru Copii. Spitalul Virtual pentru Copii. Bun. Zi-mi, te rog, care sunt cele mai des întâlnite întrebări pe care le pun părinții când vin la tine? Cred că cea mai frecventă întrebare este dacă se face bine. Și ce le răspunzi? Le răspund că voi face tot ceea ce ține de mine, tot ceea ce spun protocoalele, că nu voi inventa nimic, și că o să decidem împreună. Adică le spun care sunt posibilitățile. În patologia pediatrică, shared decision making, adică să hotărâm împreună, cred că este explicația pentru care extrem de puțin pediatri, nu numai în România, și în restul lumii, unde se dă mult mai frecvent în judecată, merg la tribunal. Pentru că un părinte emoționat trebuie să fie partener în decizie. Nu putem decide noi pentru ei decât numai în situațiile de viață și de moarte. Acolo unde știu clar că dacă nu fac ceva, lucrurile poate să finalizeze prost. Okay. Acolo, da, îl informez că trebuie să fac ceva. Ce sfaturi le-ai da, să zic, proaspeților părinți care de-abia au făcut un copil? Primul, să se bucure. Timpul trece... Uite așa, îmi aduc aminte când dormeam cu fiimiu, sugar mic așa pe burtă, veneam obosit de la gardă și nevastă mea și mai obosită zicea, stai tu cu el că nu mai pot. Bun, Călina a fost un sugar mic care a avut multe colice, a avut o groază de crize de astm, în fine, probleme de sănătate. Asta se întâmpla cu 26 de ani. Uite așa s-a dus, într-o secundă. Doi, e foarte important să fiți acolo pentru ei. Le puteți cumpăra luna de pe cer, mașină de pe... Fiți acolo. Când cade prima oară, când ia premiu 3 la concursul de patinat până noroi, când termină clasa 1, mai bine sau mai puțin bine, când are prima dezamăgire în dragoste la clasa whatever, că acum s-au dus către grădiniță, nu știu, glumesc și eu. Suntem atât de ocupați să câștigăm bani, relații, poziții și chestii formidabile pe care să le lăsăm copiilor noștri. Da. Dar nu suntem acolo pentru ei. Ăsta e singurul lucru care cred că aș putea să-l spun în postura de părinte. În postura de doctor să le spun un singur lucru, soluția există aproape la orice, dar nu la search cu Google, ci la doctorul adevărat, care chiar poate să vadă dacă se întâmplă ce ai găsit tu acolo online. Nu te rog, o discuție cât se poate de plăcută și utilă. Vă mulțumesc!